și te invit la o nouă ediție absolut specială. Specială pentru că suntem în musafir, da, e corect spus, suntem musafiri într-o locație specială, dragii mei. Suntem la Centrul Muzeal de Științe, Științele Naturii. E frumos, e frumos în dreapta, e frumos în stânga, e frumos pe peste tot aici. Veniți cât de des puteți, luați-vă copiii, aduceți-i la delfinariu, duceți-i la acvariu, să se ducă și la planetariu, au ce învăța cei mici. Așa că, ce să vă spun, haideți să vorbim despre această locație, haideți să vorbim despre județul Constanța, despre nevoile lui, despre constanțeni, cei care așteaptă multe de la actuala conducere a Consiliului Județean Constanța, pentru că actuala conducere a Consiliului Județean Constanța poate și trebuie să facă ceva pentru ei. Pe l-am invitat, este alături de mine, domnul Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța. Bună ziua, domnule Lupu! Bună ziua și bine v-am găsit! Haideți să vedem ce faceți, ce mai faceți, ce mai puneți la cale, ce proiecte, ce programe, ce vor constanțenii, ce le oferiți constanțenilor. Și aș începe cu locația aceasta, pentru că v-am întrebat și înainte de emisiune dacă ați fost vreodată pe la Zaplar, se numește acum Tătaru, da? Îi spunea Zaplar pentru că era, a fost creată o comunitate de tătari acolo, niște oameni muncitoși de toată isprava. Acolo sunt niște copii din președinte, care săptămâna trecută, când am dat o fugă, am o bună prietenă care locuiește acolo, îmi povesteau de delfini. Fără să știe la momentul acela că eu și spuneau, i-am văzut în filme, i-am văzut la TV, cum or fi delfini, domnul președinte. Nu știu dacă mâine, nu știu dacă poimine, nu știu dacă luna viitoare, dar puteți face un program pentru acei copii să-i aduceți aici să vadă delfinul viu care face ce face. Vă rog. Am fost și la Comana, am fost și la Vire, la Ion Corvin, am fost la Lipnița, unde avem și acea casă dobrogeană părăsită, da, care aproape da, se dorim. Da. Am fost și la Rastova, am fost și la Băltăgești. Și la Ghindereș, mă. Și la Ghindereș. Acolo, am fost, da. Am fost, vă spun, am fost în tot județul ăsta și cunosc realitatea. Copiii noștri, bineînțeles, că merită mult mai mult. Și atunci, dacă nu, vom face foarte bine, ați accentuat dumneavoastră, un program în care, pe lângă faptul că trebuie să asigurăm infrastructura școlară, trebuie să și educăm, să și culturalizăm și să facem să se bucure de copilărie. Acest edificiu în care ne aflăm noi aici este un centru foarte, foarte important care se pretează la astfel de lucruri. Sigur că prioritatea zero sunt copiii, educația, tinerii, pentru că ei sunt perspectiva acestui județ. Rămân strict la acest subiect, categoric, că numai delfine sunt o prioritate. Avem și muzeele, care înseamnă istorie, care înseamnă practic învățarea istoriei din ruine, din locurile care sunt acolo. Avem și teatre, domnule președinte. Teatre și nu sunt chiar de neglijat aceste teatre, numai instituțiile, edificiile în care sunt împropii ca să le pășești. Uitați-vă și la teatrul de Paragene la Mamaia, unde a fost o mândrie a județului nostru. Teatrul Stoveză, duceți-vă la teatrul de operă, ori de nu știu, teatrul Teatrul de stat. Da. Eu tot fantazist. și Căluțul de Mare. Nu sunt locuri propice în care categorii trebuie să gândim foarte clar ce vrem să facem mai departe. Hai, discutăm și cu domnul director Bâlbă. Este un parc dendrologic valoros de îmbătrânit. Se face extinderea acum a acvariului care va fi de mare, mare atracție. Și când se atracție. Termină? El este în lucru. E în lucru. Este în lucru. Se finalizează? Categoric, într-un an de zile trebuie. Perfect. Deci la vară avem frumos, mare, extins. Sunt niște proiecte care, într-adevăr, acum ați accentuat foarte bine în lucru. Din păcate, și la muzee, și în alte edificii, ne-am lovit de niște specialități în abordarea licitațiilor și a proiectelor. Ce înseamnă asta, domnul președinte? Ce înseamnă concret? Știți, eu sunt cu cărțile pe masă, corect. Vă rog. Dacă luăm muzeul, da? Muzeul de istorie, s-a făcut un studiu de fezabilitate care n-a cuprins tot ce este necesar să reabilitezi muzeul. Vorbim de reparația acoperișului în condițiile în care acoperișul acade tot.
Vorbim de, doar de, de reparații, geamuri și de lucruri care trebuie să îmbătute. Vorbim de lucrări artistice care alea au cu totul și cu totul alt regim de restaurare. Vorbim de laboratoarele care nu s-au făcut și toate au fost sublicitate. Toate au fost sublicitate. Lucru care s-au făcut. Cei care au sublicitat, firmele care au fost și au făcut lucrurile astea și sunt peste tot pentru că nu au mai format. S-au făcut și au dat seama că nu pot să facă lucrurile astea și au dezviat contractul acesta, de dezvierea contractului. O luați de la capăt. Altă licitație, alte contestații, alte chestii românești. Să completez studiul de fezabilitate, să-l introduc în caietul de sarcini în care se cuprinde absolut tot ce înseamnă și necesarul de restaurare și de consolidare acestei clădiri. Am dat doar un exemplu și, bineînțeles, alte etape de scoatere la licitație acestei clădiri. De ce nu s-au făcut lucrurile astea? Pentru că trebuia să ții cont de, în primul rând, de... Să cer toate studiile acestea de fezabilitate și specialiștii trebuie să le cuprindă în caietul de sarcini. Să cer, avem un protocol cu Institutul Național al Patrimoniului, Institutul Național de Arheologie. Acolo trebuie să ții cont de toate lucrurile astea științific făcute, nu le facem. Domnul președinte, trebuie să înțeleg că fosta conducere a MINAC, da, eu nu mai discut la nivel, știți cum spun, e de vină președintele de CJ, indiferent cum s-o numi el. Nu. Din punctul meu de vedere, principalul vinovat este managerul acelei instituții. Că accept sau nu accept. Exact. Trebuie să spui care sunt necesitățile. De unde să știu eu, aici, la muzeu? Trebuie, domnului Bâlbă, spre exemplu. De ce ești manager aici? Că trebuie să spui toate lucrurile astea. Revenind la toate aceste proiecte, ele trebuie să fie făcute într-o logică, într-o strategie, într-un proiect care nu duce doar pe o zi de imaginea președintelui sau cuiva. De multe ori prefer să nu apară. Cred că e un proiect de un mandat, dacă nu cumva de două? Proiectul nu contează ce mandat am. Contează că la început și nimeni nu mai poate să lucrească. Exact, nu mă refer la dumneavoastră ca persoană fizică. Proiectul niciodată nu se va termina, pentru că în cultură există o dinamică. Copiii vin cu alte cerințe, vedeți cum se transformă lumea. Această pandemie ne-a schimbat paradigma la multe. Noi trebuie să ținem cont de aceste lucruri. Vreau să mă întorc la subiect. Da. Aduceți copiii? Aducem aici. A fost pandemie. Deci, a fost la muzei. Nici n-aveam cum să previzionăm ferească Dumnezeu. Ne bucurăm că există acest lucru. Bine că suntem sănătoși până una. Dar copiii să mai trebuie să rămână doar la stadiul de la televizor. Trebuie să gândim, nu mai dăm bani pe alte lucruri, le dăm niște vouchere. Ia să dăm transport, ia adus și adus acolo. Trăim și aici o zonă care să completeze, cum am discutat și cu domnul directorul, apropo de construcția noului teatru. Nu este o năstrușnicie a președintele. E o necesitate domnul pe care... Domnul Stănicea, domnului Gherghile, spune, domnului își dorește de ani un teatru și mi se pare să fie normal. Trebuie să facem un proiect integrat. Spunea domnul Gorbă, domnule, eu am 1500 de oameni acolo și 80 în planetare. Ce fac cu ei? Ai nevoie din teatru, pentru copii și tineri, ai nevoie să completezi, ai nevoie să creezi aici o grădină botanică în care să fie de mare... Următoarea mea întrebare, asta era, domnul președinte, n-ar trebui să avem și noi o grădină botanică, că n-avem. Uitați-vă, n-avem. Până și pe Chirghiolu are și noi n-avem. Și asta vreau. Rușinică, da, se va face. Nu știu ce, de luăm de vedere. Dar cum au putut să îngrijească acei oameni să existe și chiar arată excelent? Și la noi este... Eu am văzut, arată bine. Și atunci și aici nu putem să construim? Bun, deci vom avea grădină botanică, exact. Vom avea teatru de copii și tineret. Problema care s-a ridicat la acest teatru nu ține de utilitatea lui. Doamne, toată lumea spune că trebuie asta. Problema care s-a ridicat a fost, domnule, păcat de iarba verde de pe aici, să o mai stricăm și pe aia. Hai să ne ducem într-un loc. Existau alte posibilități? Ați luat în calcul și alte variante? Sau cea mai bună tehnică? Habar n-am via asta. Via, nu eu am luat în calcul astea. Proiectul ăsta l-au spus specialiști. Adică, vreți și afară este așa, este un concept integrat. Eu, până să vin aici, m-am dus și m-am rugat pe domnul director Bulmbă să mă arate unde există proiectul ăsta. Locul respectiv nu este afectat nici de parcul dendrologic, nu este afectat nici de plantele care se spune că sunt pune. Ele sunt un loc
practic astăzi care trebuie reabilitate. Domnul președinte, când punem cum e aia, când dăm prima lopată de pământ și când ne vom aduce copii, nepoții, în cazul meu, da, la teatru de copii și tineri? Dacă lucrurile decurg așa cum le-am previzionat și cu departamentul de proiecte din cadrul Consiliului de Țară și împreună cu specialiștii de aici și cu toți oamenii care se pricep mult mai bine decât mine, va exista un grafic foarte clar. În primul rând trebuie să gândim cum vrem să arate proiectul ăsta, care este valoarea lui. Al doilea lucru, și asta mă urcate președintele, care este sursa de finanțare, și după ce ai identificat cele două lucruri, având și terenul, având și posibilitatea ca să-l faci, eu nu cred că acest obiectiv ar trebui să dureze mai mult de 2 ani de zile. Cam așa gândeam și eu, 2-3 ani. Vorbireți de bani, da, trebuie să găsiți bani pentru acest proiect. Nu știu, habar n-am dacă e posibil, dacă e legal. Există posibilitatea că complexul ăsta scate niște bani totuși. Scate și el, are și el niște bani. Da. Îi scoate, nici nu știu cum să spun. Da, dar gândiți-vă că acești bani, cheltuielile sunt imense aici. Dacă stau bine și mă gândesc mai la mâncarea de la animale, da? Da, gândiți-vă și mai mâncarea la animale, care nu este, te duci și tai în braț de iarbă și dai un sau te duci și cheltuiesc, sunt. La fel ca orice animal, dar nu e orice animal la unde îl puneți de la sănătate. Lucrurile astea țin de cu totul și cu totul altă. Lucruri științifice și toate astea. Și aici nu poți să bagi mâna buzunarul unui lucru, scurs, să întreții și asta. E bani din buget. Căutați sursa de finanțare, da? Exact. Să face proiectul, căutăm sursa de finanțare, dăm drumul, 2 ani, 2 ani jumate. Repet, vin cu nepoții, de eu i-avea la un moment dat. Mulțumesc! Ei, să vă trăiască, sunteți mai fericit decât mine. Vin cu nepoții la, aici, am teatru. Aici ai un teatru, trebuie să există zone de terase, de cumpărături, de suveniri, niște lucruri făcute integrat. Am avut și o discuție anul ăsta. Hai să scoatem pe toți de aici. Da. Dacă vreți părerea mea, nu. Ce puneți în loc? Ce puneți în loc? Nu. Nici pomenea. Nu se poate face așa. Cum să spun? Doamne, care este? Un proiect foarte clar. Cum este afară? Să duci? Cum încă respectiv? Cu tot ce îi trebuie omului care face asta. Dar unul vine părintele, dacă nu vrea să intre, stea și-mi dau cafea, să duci copiii cu altcineva. E o chestie de genul ăsta. Dacă tot vorbireți de părinți, de copii care vin aici, pe site-ul instituției, da, pe site-ul centrului, zic, delfinariu, domnule, că așa îi spune toată. Da, delfinariu, așa îi spune. Așa. Deci, pe site, da, am niște tarife. Eu am făcut un calcul greșit total. Aflu cu tot, că acolo spune așa, 40 de lei însoțitor copil. Noi am avut, vă rog, acum 2 săptămâni, sau la ultima ședință, am reglementat tarifele. Bun. Ele trebuie să intre în practica instituției de aici, în care spunem foarte clar, însoțitorii care vin pentru copii și sunt elevi, chiar și dacă ele în special, plătesc aceleași tarife ca și copiii aici. Atunci lucrul mai venim de acasă. Lucrul ăsta verific foarte clar, de ce? Pentru că am avut, și nu numai dumneavoastră îmi transmiteți această informație, am mai avut-o și am spus, mai e vorba și de atitudinea salariaților de aici față de persoane. Eu vă spun că le-am primit pe toate. Ziceți, domnul președinte. Da? Înseamnă că le știți, înseamnă că cineva trebuie să vă spun. Afară, da, trebuie să punem tare. Sunt, se poate face așa. O persoană cu copil în brațe să-i spui, ieși afară, trebuie să faci un preț în punem tare. Nu se poate așa. Asta nu e atitudine pentru o zonă publică în care oferi un serviciu public. Trebuie să fie de calitate și să fie așa cum ar trebui să fie. Sper să se întâmple asta și aici, sper să se întâmple asta în toate instituțiile subordonate Consiliului Județean și, ca să fiu sinceră, sper să se întâmple în tot ceea ce înseamnă România. Din nefericire, la momentul acesta nu prea se întâmplă și... Am să vă spun de ce. Că toată lumea, de ce nu se întâmplă? De ce? Noi facem legi pe care oamenii trebuie să le respecte, da, facem bugete pe care oamenii trebuie să le implementeze și le pună în operă. În schimb, nimeni nu vrea să facă o strategie clară cu niște obiective foarte clare. Plecăm de aici, să ajungem, acolo, în cât timp plecăm? Mâine plecăm. Cu ce plecăm? Care sunt obiectivele noastre? În momentul când ai o astfel de strategie pentru toate domeniile acestea și le știți foarte bine. Aveți așa ceva? Este în dezbatere. Săptămâna viitoare va fi ultima dezbatere în care am invitat tot mediul de afaceri, tot mediul universitar. Deci mergem pe oameni de afaceri, pe mediul universitar, da? Instituțiile publice,
Da. Tot ce înseamnă transportator, tot ce înseamnă orice ONG-uri sunt invitate. Va fi miercurea viitoare. Deci există, se lucrează de 6 luni de zile, 7 luni de zile. Nu eu am contractat această firmă, nu eu am gândit-o, ca să punem clar. Vechea conducerea Consiliului de Țară a făcut acest contract, pe care, bineînțeles, l-am preluat, apropo că eu nu preiau anumite proiecte care priva. Tată, bănuiesc că orice om preia niște lucruri bune, că Doamne poți să le contești. Era necesară această strategie. Bun. Eu am spus-o de la bun început, ca să poți să dezvolți un județ, ai nevoie de o strategie. O strategie care să includă și niște obiective, care trebuie să implementeze. În cât termen? Care sunt sursele de finanțare? Cine le implementează? Cine urmărește implementarea? De aia spun, nu poți să dezvolți nimic fără strategie, cu niște obiective, cu un grafic foarte bine. Vreți să luați idei, propuneri de la toți cei pe care i-ați de la mediul de afaceri de la... S-au luat. Deci acest grup, deci această companie, deja a lucrat pe workshop-uri care au cerut toate informațiile științifice prelucrate, dar absolut tot de... S-au făcut de 8 luni de zile dezbateri cu toate zonele respective, și turism, și agricultură, și absolut transport, și facilități, și tot. Ele vor fi incluse în această strategie. În care pe 16 ce se întâmplă concret? Asta e ultima dezbatere. toate zonele socioeconomice, după care va intra în dezbatere publică, de statul meu poate să vină. Să aducă amendamente. Idei, propuneri. Dacă nu sunt cuprinse acolo, să solicite să fie cuprinse. 30 de zile sau asta? 30 de transparență cuprinsă. După această perioadă, acest document, această strategie, va fi aprobată în cadrul Consiliului Județean. Indiferent cine va fi președinte, lucru, oricine ar fi, va trebui. Domnul președinte. Dar ca să ai și să implementeze toate aceste lucruri, este un organism care trebuie să facă. ADD-ul. Exact. Ai, tu ești numai... L-ați înființat, s-a votat, tot îl avem. După ce avem această strategie, pentru că la nivel de Uniunea Europeană se discută de strategii durabile. Da. Dacă nu implementăm această, nu avem această strategie, nu putem să implementăm sau solicităm și alte proiecte. Fie pe Programul Național de Relansare și Reziliență, fie pe FOIM, fie pe FOR, fie pe absolut orice altă dezvoltare. Da, FOIM în general, Raja. Știu că Raja lucrează cu FOIM. Da, uite, astăzi au făcut FOIM, proiecte mari. S-a întâmplat întrebări la știe și cu un cert. Da, proiectul este da. Podul. Bine punctat, uitați-mi de el. Să văd că la acest moment... La noi putem să ne ducem, să intrăm în coridorul Eurocampanie European cu drumul expres. Dacă atunci o să ajungem cu drumul expres aici, noi ne spunem la noastră bar. Aveți dreptate, nu pot să zic că nu aveți. Spuneți-mi la momentul acesta ADD-ul, Asociația de Dezvoltare Durabilă, să spunem, da? Deci are specialiști, da? Exact. Bun. El va fi cel, ea va fi să-i asociație, da? Cea care se va ocupa de implementarea concretă a strategiei. Și implementarea proiectului împreună cu atelurile, împreună cu mediul de afaceri, împreună cu universitățile. Cu tot ceea ce ați spus. Bun. Ați vorbit de water, da? 69 avem în Constanța, 69 parcă. 71. Ei, asta e. Mi se mai întâmplă și mie. Mai greșesc, nu le numere. 71. De dată recentă s-au împărțit vestitele cote din sume din cotele defalcate din impozit după venit și TVA, da? Asta e suma. Bun? Despre asta vorbim. 27 de milioane știam, dar ce e după, chiar nu știam. Bun. De aici s-a ajuns la o întreagă dispută. Nu-i spun scandal că nu s-a omorât nimeni cu nimeni, nu s-a băgat în plen. Deci nu-i spun scandal, cu toate că a existat tendința de a numi scandal. Dispute care au pornit, cum era și normal de altfel, de la Partidul Social Democrat, afară la acest moment în opoziție, așa cum în mandatul trecut, mă scuzați, porneau de la PNL, cel mai vocal fiind domnul Marian Crișogan. De câte ori, domnul Marian Crișogan era nemulțumit, domnul președinte. Ce se poate face astfel încât niciodată în Dobrogea asta, în România asta, unde vreți noastră, să nu mai existe acuze gen
Mihai Lupu a dat 908.000 la Aliman și boa, de ce a dat atât și a dat 50.000 la cumpăra. Ce se poate face? Modul de repartiție de la acest moment este obiectiv, este îndeajuns de corect sau poate fi văzut drept subiectiv? Toată lumea îl interpretează cum vrea. Cel care nu primește la fel, zice că este subiectiv, nu e obiectiv. Dacă vă aduceți aminte și la dumneavoastră în emisiune, da, peste atât am spus un lucru. Trebuie să dezvoltăm comunicarea acestui lucru. Ați dat, de exemplu, da, exemplu la Total. Da. N-au anunțat. Știu. Dar vă spune că probleme de manieră asta sunt și la domnul Granini, la Mihai Viteazu. Cel care n-a primit bani de 20 de ani, o spunea dintr-un năduf de spun, și a zis, domnul Granini, pe acum ce facem? Ne bucurăm că ați primit de astăzi și n-au primit aia. Problema se pune, dacă vrem să dezvoltăm acest proiect, trebuie să dezvoltăm în acest. Nu poți să-mi dai unei localități care au foarte, foarte multe surse de venit. Bani? Aceiași bani, unei alte localități care sunt într-un colat de bani. Și asta pun una gândire social-democrată pe cum urmă. Dacă vrem să dezvoltăm, nu poți să dezvolți o localitate fără apă, fără canalizare, fără drumuri, fără gaz. Vă dau un singur exemplu. Chiar la Limanul ne-a fost cel mai vocal. Da, da? Pentru că a primit de 25 de milioane. A primit 4 milioane de lei. Mult? Da? Mult. 4 milioane. Mult. 4 milioane de lei și trebuie să faci multe proiecte care. Dacă necesitau, să spunem, cofinanțări ca anumite proiecte europene pe care trebuie. Se presupune. Dreptul este? Nu puteam, de exemplu, la Rasova, domnul Rasova, dacă s-a dus cineva să vezi o minunăție de zonă în care se lasă într-o paradigmă totală și atenție. Nimeni nu vrea să spună, dar vechea primărie a angajat lucrări de 800.000 de lei care nu au fost plătite. Și au venit oameni, vă execut. Și exista același risc, că nu știu de ce n-au făcut-o PSD-ul pe timpul lor, pe momentul când tu ai pierdut 350 de hectare de teren păsune la Ion Corbin, a fost executat datorită datoriilor angajate de vechea primărie și lipsă de finanțări la Consiliul Județean. Ba mai mult, primăria are acum de plată 15 milioane, vă dați seama câți bani au lucrurile astea nu pot să le perpetuezi. Eu am spus-o de foarte, foarte, foarte multe ori și apăsat să spun și acum. Atât timp o localitate nu are apă, nu are canalizare, nu are drum, nu are gaz, nu are când, nu are... Din nefericire, în județul Constanța există genul ăsta de localități, da? Și ca să fim corecți, există și cu primar PNL, există și cu primar PSD. Am dat exemple ce mai exact. Da? Ce puteam să fac eu la Năvodar, ca propus? Că mi s-a spus că drumul ăla bine e prap, nu? Trebuie să dăm bani. Ce puteam să fac la firmă Gen, că la unul la drum. Trebuia să-mi dăm, că am spus bani. Bani. M-a dat la Salin. Cum președintele Salin se cere finanțare 194 de milioane, 200 de milioane. Pentru că era pentru drumuri, pentru că se încadrau în gândirea și proiectul de dezvoltare acestui județ. Oricine poate să spună, dacă vreți să vorbim, că m-am făcut o afirmație și dau explicația, da? Cine i-a împiedicat pe acest primar să nu-și facă aceste elemente, să se aducă în localitatea apa, canalizarea, drumurile până acum? De ce ai dus bani pe specialism? Că am spus-o foarte clar. Ați folosit termenul ăsta. Da. Explicați-mi un lucru, de ce, Doamne, iartă, a zis că cine a făcut specialism? Păi, să dăm exemplu cumpăr, da? Ca să spunem pe subiect. Ok, hai, cumpăr. Ce-a făcut? Când a fost? Cine a fost cele mai mari festivaluri? Sunt bune, sunt extraordinar de bune. Cine a fost cele mai mari sărbători? Bune au fost pe toate posturile de televiziune, publicate astea. Dar poate îți dorește și omul de acolo. De acord cu dumneavoastră, dar nu îți dorește omul mai întâi apa, îți dorește canalizarea, nu îți dorește drumul să nu mai intre în rând. Da, sunt niște probleme. Deci, haideți să stabilim niște priorități. Foarte bine să le facă din bugetul dumneavoastră să-ți facă absolut tot ce. Dar din banii ăsta pe care eu îi aprimez ca să dezvolte, trebuie să le duc în direcția asta. Perfect. Vă dau și un exemplu și iar mă întorc la domnul Grameni, pentru că, doamne, mie mi s-a rupt sufletul de omul ăla, da? Are o vârstă, are... Adică, bun, el era din suflet, spunea, lasă, domnule, să ne-a venit și nouă rândul. Dar, bun, și domnul Grameni are niște probleme acolo. Tot la fel, pe apă, pe canalizare, pe drumuri,
Acum, iertați-mă, și domnul Granini a cerut și a primit 800 de mii și face o stație de ambulanță, nu zic că era. Așa mi-a zis. E stația de ambulanță. Așa mi-a zis, domnul. Da, pentru că știți ce se întâmplă. Mă rog. Ferească Dumnezeu. Noi astăzi trebuie să punem la dispoziția inspectoratului de stat, stație de urgență, 12 puncte. La Corzelac nu mai corespunde sub nicio formă proiectul respectiv. Zona de nord, dar nu am discutat cu domnul Pitmar, l-am rugat să accepte acest lucru. Pentru că a venit directorul la salvare, doctorul Bădescu, a sperat Dumnezeu, domnul președinte. S-au întâmplat atâtea accidente, sunt atâtea, și atunci gândirea este să te duci, dar nu 800 de mii să ducă pe aici. Pe cuvânt, avem înregistrare, așa, așa vă spun. Problema mea era, nu putea să-i acceseze de pe ăștia fonduri europene, nu, din altă sursă, nu, deci, și cu ce vă dați de la Consiliu, să facă, doamne, iartă-mă, drumurile. Acolo e o problemă cu drumurile. Păi, vă dați seama, apropo de... E adevărat, n-a avut sărmanul un bani. Dar nici nu putem să lăsăm în continuare să rămână la statul. Deci, iată, de asta gândim, să dezvolți, indiferent că oamenii ăștia au avut atâtea supărări, dar nu pot să fiu de acord cu ei să le impact, să le alimentez orgoliile. Repet, oricum aveți perfectă dreptate, dar în planul imaginii, datele problemei sunt astea. Aici sunt primării de PNR cu sume peste 800, aici sunt primării de PSD cu sume maxim 70, da? Revin. În planul imaginii. Eu nu fac repartizări pentru imagine, dar știi foarte clar de treaba asta. Am mai spus-o și statistica o confirmă, 75% din fondurile europene accesate în județul Constanța a fost realizată de primărie liberale. Și asta este realitatea? Ce înseamnă asta, că au nevoie de cofinanțări? Drept este, sumele acestea, în primul rând, sunt pentru cofinanțare. După aceea urmează. Da. Haideți să vorbim în continuare, dar după o scurtă pauză de publicitate. Publicitate, pauză, vă rog. Am revenit, l-am alături de mine în continuare pe domnul Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța. Domnul președinte, m-am cam lămurit ce și cum cu repartiție de aceste sume. Problema e că nu eu trebuia să mă lămuresc, trebuie să lămurească reprezentanții Partidului Social Democrat, pentru că săptămâna trecută au anunțat că au făcut o hârtie către Consiliul Județean prin care contestă această sumă. Aba, una către solicitări și către Consiliul Județean preliminare, prin care să se explice formula în baza căruia au existat acele distribuții și le vom da răspunsul foarte clar. Dacă au existat anumite elemente subiective și clar argumentele, v-am spus, răspundem luna decembrie, știam că vom ajunge aici, care sunt argumentele și v-am spus clar, nu mai accept ca nicio localitate din județul Constanța să nu mai aibă apă, canalizare, drumul. Să nu uitați asta, domnul președinte, niciodată, pentru că este elementul esențial al mandatului meu. Repet, știți mai bine decât mine, sunt, din nefericire, în continuare, localități care nu au. Despre asta vorbim. Perfect. Au zis că au mai trimis o hârtie la prefectură și în cazul în care nu primesc niște răspunsuri normale, ce însemna normalitate pentru ei, vor acționa în instanță. Trei exemple o să dau. Deci, comuna Agigea. Da. Comuna Cumpăna, Comuna Limană, da, și Delen. Atunci, sunt toate comunii de mult de substanță și toți primarii au făcut acest lucru. Deci, doar acestea. Exact. Sigur că le tratăm cu responsabilitate și vom da răspunsurile pe care, pentru că așa e corect. Și le invităm să stăm de vorbă, dacă vă să ne explice foarte clar că au avut proiecte de apă, canalizare și din cauza și de drumuri, pe care noi nu le-am finanțat și din cauza noastră le-a pierdut finanțările. Cred că până la urmă comunicarea e foarte importantă, stați de vorbă, ca între bărbați politici și bărbați de administrație. Eu, ușa, da, eu nu sunt audiență la Constituție. Am auzit? Dar nu vine oricine dacă are nevoie. Am auzit. Dar să vine dimineață, că după aia domnul președinte are atât de multă treabă, că nu știu ce măsură îl mai prindă. Dar nu, eu nu plec, până nu îi epuizez toate subiectele, până nu mă spună cineva, nu mă trebuie foarte clar la ce oră să vină și ne programez în așa fel încât să stau de vorbă cu toată lumea. Domnul președinte, am zis tot mereu că județul nostru, nu numai municipiul, dar se bazează pe trei piloni. Agricultură, sport, turism, da? Avem și industrie. O, Doamne!
și mă rog care e domnul. Din punctul meu de vedere n-avem, dar vă spun că n-am. Vă rog, nu știu dacă o aveți dumneavoastră. S-ar putea să n-am. Firmele din județul Constanța anul trecut au realizat profit 1,1 miliard de euro. Știți câte firme din județul Constanța s-au închis anul trecut? Nu am stat în mult, dar nu pot să spun. Dar eu vă spun că la nivelul anului trecut. Ce să spunem, industrie avem Rompetrol. Industrie avem chiar Central Nuclear. Industrie avem Șantier Naval. Industrie avem și cercuri, industrie avem și grecuri. Industrie avem și de procesare, pentru că industria laptelui de vestul la imunizăm. Da, pe zona viticulă în care sunt foarte bine. Adică nu aș duce o zonă în care ea e dispărută. Nu duc acolo. Problema de a avem și industrie. Dar pilonele pe care ați enumerat dumneavoastră sunt cei mai reale. Sunt cei mai importanți, da? Exact. Mă întorc foarte puțin la această dumneavoastră. Dacă avem industrie și vă cred, avem, da, dacă iau un calcul ce spuneți dumneavoastră, avem. Nu avem noi altele. Tot pe industria vom vorbi probabil la o altă emisiune. De ce, Doamne iartă-mă, ne pleacă tinerii, domnul președinte? Și nu pleacă numai cei din municipiu. Mă întorc la tătarul și vă spun că sunt copii care stau cu bunicii pentru că părinții au plecat, nu știu, Italia, Spania, dacă unde vreți dumneavoastră. Eu vă spun că înainte de a veni președinte, consumatorul am candidat și am fost ales, am făcut temele foarte bine pe aceste lume. 20.000 de studenți din absolvenți la Universitatea Constanța. Bun. Din aceste număr, 4% rămâneți. Despre asta vorbim. Pentru că nimeni, și acum am lucrat pe segmentul ăsta, n-a acordat suportul administrativ integrării acestea. Pe nimeni nu e interesat. Ceea ce în parte tehnologie. Mulțumesc, tavan, despre asta era vorba. N-am par tehnologic, n-am... Une, doi elemente esențiale, experiența acestor comuni. Une sunt scoate pe abilitățile, dacă nimeni nu intră într-un parte. De absolvenții de la UMC, băi, instituție bună, serioasă, băieți extraordinar. Nu ia nicio agenție de asta, nicio firmă, că spun bine, bine. Da, păi ce ești? Păi de unde, Doamne iartă-mă, să ai de experiență copiii? Lucrul ăsta am început să lucrez la el. Primul element foarte important a fost centrala nucleară, într-o vizită cu care am ieșit. Bun. I-am întrebat care e perspectiva. Da, avem într-o modernizare reactorul 1 și construim, avem scurta de finanțare reactorul 3 și 4. Ce se face? Forța de muncă? Avem nevoie pentru că după 5 ani de zile cei care au contract ei pleacă. Crec. Și atunci am discutat cu domnul rector Iubis. Domnul rector, de ce nu faceți în parte de ea? N-am făcut decât să aduc directorul de la Cernavodă. Să le vorbesc cu domnul rector. Bun. Au nevoie de 400 de ingineri. Da? Discut și cu alte companii de aici, care sunt pe diverse domenii economice. Și am spus, de ce căutați, de ce aduceți în altă zonă, în cărnițele în care, dacă vă duceți în localitățile de dacă sunt mulți specialiști, nu ați mai scurți, dar sunt acasă. Sunt acasă, da. Și lucrul ăsta, pentru că nu am așa, au început pe diverse și pe construcții și pe domeniul petrolier, au început să-și caute. Pe turism, iar mai avem la o problemă. Turism, problema este alta. N-avem oameni. N-avem oameni, domnul turism, iarăși. Cel mai important moment este domeniul de selecție. Atât și-am discutat cu inspectorul școlar, domnul Sorin. Bun. Nu e ce facem pe domeniul. Am discutat cu patronatul meu, am discutat cu asociațiile. Deci noi aici, atât timp cât nu facem o strategie de turism. Dar noi vorbim astăzi, statul meu se referă la un turism de 3 luni de zile. Îl vreau de 5, îl vreau de 6. Îl vreau de tot anul să avem pe ce. Și atunci, cea mai importantă componentă pe care o neglijează toată lumea, și aici muncesc, în promovarea acestor proiecte, este turismul bani. Gândiți-vă, avem turist la Covasna, are tot anul și cu nămol de noi n-avem. Și avem nămol mai bun decât aia de acolo. Nu, noi n-avem. Dar din ce cârbi ăla? Dar noi n-avem. Te uiți la noi, stereotul meu de la Ecurie, praf și curul de asta. Bănuiesc că nu va mai fi, bănuiesc că știu că azi. O să intrăm printr-un alt concept. Perfect. Deci avem Bangalia, avem Tehirgiolu, avem Sotără meu, Ecurie. Gândiți-vă. Duceți ca trei, atât. Atât. Dar gândiți-vă, dacă eu și mai gândiți-vă că și nordul județului mai atre cărmare de la Hârșova, care este structura asta care a fost foarte, foarte bine de valori. Ce facem acolo? Da. Deci lucrurile astea trebuie spuse, deschid cu toți oamenii de afaceri. Dați-ne niște perspective, niște proiecte.
în care să venim, dați niște parteneri cu care să stăm de vorbă. Suportul construcției de ceas ăsta este. Creăm cadrul prietenos pentru a atrage investitorii. Punem cele două entități, investitorul și cel care își beneficiază la masă. Și ne asigurăm că cele proiecte se întâmplă. Dar pentru asta, repet, revin la acea strategie. Strategie, nu avem strategie, nu se întâmplă nimic. Nu vrei să facem circuit, că sunt acele circuite pe care discutam cu dumneavoastră. Deci, avem cinci la momentul acesta, da? Trebuie să intervizi acest circuit. Unul, tur operatorul, care vrea să mă întâlnesc cu trans, al doilea, transportatorul. Și, bineînțeles, beneficiarii acestui program. Ajungem acolo. Deci, ultima rută este... Dacă nu faci un program integrat. Drept este. Ultima rută este cea multiculturală, ecoturistică, am zis bine, da? Recunoscută pe 3 luni aceasta, da? Sim. Mai avem 4. Cetățeantice, credință și speranță, istorie, spiritualitate și artă. Și pe urmă religion, sunt între Dumnezeu și mă. Adică ne ducem un pic și pe la crame, da? Domnul președinte, cu ce ajută concret, da, o comunitate, aceste rute, toate la un loc sau fiecare în parte, da? Astfel încât să pot spune, președintele Consiliului Județean să vină într-o zi să spună, păi am scăpat de problema comunității de, nu știu, zice dumneavoastră care, da? Eu un corbin, face turism, la revedere, nu mă mai doare cap. Trei elemente majore. Vă rog. Drumul ăsta, aia d-am pisul, da, care e un pilon. Eu un corbin cu peștera și... Drept este? Te duci mai departe și spre Lichința ca să vezi pe zona de aici. Vedeți, dumneavoastră, ce trebuie făcut aici? Eu un corbin poate să trăiască doar din turism. Poate acum? Să trăiască. Acum, la momentul acesta? Nu sub nicio formă. Da. Pentru că, în primul rând, eu construiesc de centru de subit apa, de canalizarea și drumurile, stat, acele zone de popasă, să creez. Exact. Proiectul respectiv. Când vine omul să viziteze, să aibă nu ce... Nu ne să duc zis să nu vă întreb direct asta, dar v-ați răspuns dumneavoastră. Nu ne să duc. Nu am gândit și noi să facem și într-o zi. Domnul, venim cu drumurile județene. Face o platformă în când care poți să când îmi poate spune președintele Consiliului Județean că va veni ziua în care ajunge la birou, se așează pe fotolii și se spune, ai, uite, am și eu 3-4 localități în județul ăsta, se dezvoltă pe baza turismului. Când credeți că se va întâmpla asta? Categoric nu anul ăsta. Nu anul ăsta, dar este dând peste 3. Eu, de felul meu, sunt un tip care știu. Evaluez foarte clar termenii la care mă angajez. Eu, de felul meu, sunt un jurnalist care tot mereu cer, domnule, spuneți-mi când, cât mai are de așteptat Constanțean. Vă rog. Cel mai dureros lucru, revin, ai atâtea obiective și nu sunt legate de mine. Da, aveți dreptate. Al doilea lucru, bulmetul în care sunt oameni, gospodari, sunt extraordinari. Praf drumul ăla respectiv, l-au făcut camioanele cu piatră, cu uieurien, l-au făcut joc. De ce l-a trebuit refăcut? Rează de pe oare ce faci? Exact. Și lucrul ăsta, niciodată nu o să-l faci, dacă nu găsești zona de interes. Fără o zonă de interes, pe zona arheologică, pe zona de investiții, pe toate acestea. Dacă nu creezi acea platformă foarte clară, prin care Consiliul Județean răspunde prompt, cu autorizația, avizul și toate acestea, eu nu-i birocrație, dar am făcut-o. Am găsit solicitări de avize și autorizații. Dacă vrei, da, am auzit. Da? Am auzit că ești așa ceva. Atât timp cât nu vom fi suport, când spun suport credibil, eliminăm corupția, eliminăm sistemul clientelismului, nu vom reuși să dezvoltăm lucrurile. Domnul președinte, chiar credeți că veți reuși asta? Domnul președinte, corupția în România e cum să vă spun eu. Eu n-am zis de corupția de România, de Dobrogea, de Constanța. Eu zic de instituția pe care o conduc și instituțiile aflate în subordinea Consiliului. Nu aveți așteptări prea mari totuși? Dacă spune dumneavoastră... Nu am așteptări, pentru că nu cred. Eu aștept acum să vină cineva, un cetățean, să spune, m-am dus la Consiliul Județean și a trebuit să dau cumva ceva pe aici și sper misiune să dea un document. Să sperăm că nu se va întâmpla asta. Sperăm că spuneați de drumuri, aveți, ca să facem turism, avem nevoie de drumuri. Drumurile județului Constanța, practic, ca să se leagă de subiectul noastră, nu sunt într-un circuit gândit să punem aceste circuite turistice. Domnul președinte, aveți 226, 226-a?
Știți ce s-a întâmplat acolo? Nu știu, domnule, ce se întâmplă acolo. Știu doar așa, că au fost semnate tot ce era desemnat, da? Și că ar fi trebuit să înceapă. La ce stadiu suntem? Nu e așa. Ba, nu e așa. Ia zice, spune. Că un om normal la cap. Ia zice, spune. N-am văzut să apunce mâine în bază sapă, că nu există așa. Aia mă gândesc. Suprapuneți ce te avize care știți ce s-a întâmplat cu Biosfera. Da, știu. Da? Lucrurile, proiectarea care abia acum am picat o proiectare cu proiectul cunoaștere, va trebui să dau ori de începere. Deci lucrurile astea, nu pe tare vine a fost. Nu am început să toate lucrurile astea. Uite, sunt ok, stai de unul. Dacă vă întreb, dacă vă întreb acum. Trebuie să tai panglice, da. Era foarte important. Da. Eu vreau să tăiați panglice, domnule. Da, dar vreau să mă duc chiar să vreau prima dată dar și după să tăiesc pentru chestii de care chiar contează în județul ăsta. Și contează drumurile. Dacă v-aș întreba acum, iar încep, când anume, nu știu, măcar previzionați din asta, o să spun, domnule, am drumuri județene ca în Palmă, mă duc unde vreau eu, în nord, în sud, în est, în vest. Când se va întâmpla minunea asta? Sau de ce mai e nevoie să se întâmple minunea asta? Mai bine așa. Proiecte și surse de finanțare. Nu sunt proiecte? E făcute, doamne, iartă. Pe asta facem acum. Surse de finanțare bănuiesc, nu știu dacă PNRR-ul, nu știu, da, guvernul. PNRR-ul, noi am cerut să fie închise și drumurile județene, a făcut o mare presiune asupra primului și ministrul fondurilor. Până una alta n-a fost inclusă ruta aia de ocolitoare. A fost inclusă, dar asta nu putem să lăsăm așa. Ce să faceți, domnule? Avem trei surse de finanțare, patru. Una este sursa proprie, care nu este suficientă. Dar sunt bani mulți acolo. Lucrarea e suficient, dar în care studiile trebuie să fie. Eventual proiectele tehnice. A doua, surse guvernamentale care trebuie alocate. Se poate. A treia sunt aceste fonduri atrase și a patra sunt proiecte angajate. Eu nu vă spui, de exemplu, să fac un spital, să am proiecte angajate. Dar aveți curajul acesta? Da. Domnul președinte. Vorbiți de o mare durere a Constanței. După ce mi se aprobă, și sper să mi se aprobă, de guvern transferul terenului care a fost dat în 2007 de la Ministerul Apărării, la Ministerul Sănătății, da. Pentru spitalul regional, am cerut dat în fața de dată și într-un parteneriat, pentru că credite angajate și pe deci îi faceți pe credite angajate, aveți curajul. Credite angajate dacă nu găsesc altă sursă de finanțare. Poate aveți noroc și găsiți altă sursă, că tot vorbim de sănătate, da? Și argumentul știți care a fost, dar spus și președintele și domnul și tuturor factorile decizionale. Județul Constanța este cel mai expus județ din toată România. Dacă mă gândesc la centrală, dacă mă gândesc la... Am trupe NATO aici, deci mă pot gândi la orice rafineria categorică. Voi gândi la și mai gândim că am 2 milion de cetățeni care... care vin din iunie până în septembrie, ne enervăm că vin, dar ne pare bine totuși da. Că vin cu bănuțul. Din lucrurile astea pără un sistem de sănătate, unul de prevenție și unul de tratament. Domnul președinte, e ignorat de nimeni. M-ați adus la sănătate, aș fi vrut eu așa să vă iubi, dar în sfârșit hai să vorbim. Ca să faceți tot ceea ce ați vorbit până acum, vorbim în primul rând, să fim sănătoși. Dacă suntem sănătoși, ne facem. Bun, de sănătoasă. Cât de sănătos este sistemul sanitar din Constanța, da? Sistemul medical. Mă refer cu predilecție la Spitalul Județean, dar nu numai. Da? Și ce puteți face să fie, să zbârni așa, să fie extraordinar. Ce să mai poate? Că, din nefericire, faza cu trenul și dus la București e din nou valabil. Da. În primul rând, trebuie un proiect managerial integrat. Am cerut managerilor care vor să conducă. Care manager, domnul președinte, că avem unul tot interimat. Trebuie la concurs, nu știu dacă va mai rămâne, dar cel care va veni trebuie să facă acest proiect integrat. În schimbul managerului institucional. Concursul când va avea loc? Se urmează cursul, în următoarele zile, nu știu. E bine, dacă vorbim de zile, dacă vorbim de zile. Astăzi, indiferent cine va avea acel manager, să vină cu un proiect integrat pentru acest sistem de sănătate la nivel. Al doilea lucru care este foarte îngrijorător. Deci ai 1500 de rezidențe aici, nu ai medici în toate localitățile din județul. Nu vă mai spun de zone că eu am fost disperată. Am fost în județul, exact.
am zis, nu e adevărat. Dacă vrea omul să-și ia o bulină, n-are de unde. Sistemul ăsta de imunitate ar putea să elimine enorm de multe costuri. Mult mai ușor este să previi sau să tratezi în fază incipientă de când ajungi. Eu vreau să vă spun că la nivel de statul județean, se rulează aproape 1000 de bolnavi lunar. Costurile sunt foarte mari. În doilea lucru, gândiți-vă că nu ai aparat profil de imagistică. La momentul ăsta nu, dar am înțeles că faceți ceva să avem. Ai laboratorul? Așa este. Și dureros este să dai și farmacia care nu este a ta, să ai concesionat să închiriezi. Mă întreb ce mai este așa, dar am o întrebare concretă acolo, domnul președinte. Avem una dintre cele mai mici unități de primire urgență din România. Una dintre cele mai mici. Gândirea noastră este astăzi așa. Mai lăpsitul, mai lungitul. Gândirea noastră este astăzi așa. Pe programul ăsta național de reziliență, de lansare și reziliență, nu se construie spitale. În schimb, acele pavilioane specializate se pot face. Avem deja o discuție cu arhitecții pe acest domeniu de o randare. Să avem și o randare. Randare înseamnă o proiecție în 3D, cam ce se poate face. Expertiza acestui, oricând, oricine va rămâne un spital, tot nu face într-un an, tot acest spital trebuie să... Categoric nu se face, v-a zis doamna ministru, 6 ani pentru un regional. Problema mea, așa a zis, așa spune. Da, într-adevăr, pentru că actul medical trebuie să-l transfer în perioada respectivă. Nu poți să le dai bolnav, să aduci multe lucruri, să circuit, au dreptate, nu va veni în domeniul meu, nu știu. Nici eu. Trebuie să faci expertiză în spital, să vezi structura de rezistență, la ce se plătează. Am înțeles care e problema. Da, problema, toate clădirile au probleme. Da, trebuie să găsim soluții, da? Doi, trebuie să-și costi neonatologic din spital, copiii și e bombă cu ceas. Exact. Acest bloc operator trebuie scos, pentru că iată ce se întâmplă cu nosocomia și trebuie dus. Am un exemplu din nefericire în familie, în familie de nosocomială din județean. Și acest lucru trebuie modernizat și extins în așa fel încât să pe deasupra. Trebuie să gândim și aceste spitale, că zone, să le aducem la standard de care se preia presiunea pe spitalul județean. La care vă referiți? Centrul acela, eu zic că e bun. E bun și trebuie ajutat cu imagistica și cu laboratorul. Da. Nu trebuie pus oamenii la nevădarea aducerea. Haideți să finalizează investiția la... La centrul ăla din moment, cum ziceți? Corbu, era o discuție, după cum știți, și am fost acolo, că nu pot să desfințeze. E doamne, iartă-mă. E doamne, nu, aș vrea ca lucrul să înfințeze. Dar asta nu este un lucru. Am dat un lucru și băneasca, să vedem acolo. Avem gândiți-vă că oameni, dacă pe Dumnezeu e nevoie de intervenție, trebuie să pur, văd elicopterul în altă parte. Mă, o maternitate, nu este nască, trebuie să se întâmplă. Domnul, să vă mai zic că nască nu e ca acum 1000 de ani, nu vă mai zic, că asta este să sperăm că Mihailu vă face ceva în sensul ăsta. Asta sunt preocupările cele mai întâi. Domnul președinte, nu știu cât mai... Iar ca să închid subiectul, pornim de la una la altă, încercăm să ne spunem, da, suportul este total pentru componenta unei afaceri, resursa umană. Ea trebuie ținut acasă, ea este elementul de dezvoltare, să fie și a orașului, și a fie. Cum? Parteneriatul, aveți investitori, investiții în infrastructură și, în ultimul rând, cum am discutat și despre agricultori, cum am spus asta, am o întâlnire cu ministrul agriculturii și cu clubul fermierilor. Erau cam nemulțumiți fermierii, domnul președinte, nu avem, nu tu irigație, nu tu... Da, problema aia este, domnule, aveți la dispoziție, bună, reamfințată de altcineva. De așa cooperativă agricolă Unirea. Da, este. Dar este. Nu m-am gândit asta. Fonduri guvernamentale și în care poți să crezi. Prin ea, poți să, pe bază de colectare pentru mici producători, mari producători. Și printr-un sistem foarte bine pus la punct, cum este și în Italia, cu Camera de Comerț, piețele Constanțiene, poate să beneficieze de produse. De ce, doamne, iartă-mă, nu ne uităm la exemplele bune? Și am rămas, mie mi se pare uneori că am rămas așa, nu neapărat înveți, încremeniți niște chestii, doar să nu vrem să ieșim din ele sub nicio formă, da? Să vă mai spun un lucru. Vă rog. Eu când am venit la Consiliul de Sănătate... Dar de pe zor că mai am 3 minute și mai am 2 întrebări, vă rog. Cum realizat din toate punctele. Asta știm, o știm cu toți. Și spun asta la următor, dacă nu reușesc lucrurile. S-am venit că vreau să reușesc.
oamenii ăștia care au venit nu și-au propus lucrul ăsta. Eu îmi propun total. Bun, și dacă nu reușiți să... A trebuit. Deci vezi reușit, trebuie să înțeleg. Trei minute, două întrebări. Unu, unde este șarpele Grigore? Zice lumea, în târg, a dispărut da, șarpele Grigore, s-a dus. Pentru prima dată, pentru Constanța, putem să arătăm ce patrimoniul are acest județ. Ambasada României, Ministerul de Cultură, acelui tuturor zonă din România, reprezentativă, obiecte de tezaur, care, într-adevăr, comportă și o asigurare, sunt transport adecvat. Deci a fost asigurat transportul, aveți aprobarea de la... Absolut. Toate lucrurile astea s-au ocupat în Ministerul, este Ministerul Culturii și, bineînțeles, în Ambasada României din România. Deci, acum unde este? Este la cea mai mare expoziție existentă la Madrid, în care lucrurile sunt desfășurate într-o logică cum ar fi trebuit. Să arăți că ai ceva, să atragi privirea oamenilor și spre Dubrovnikul astfel de... Președinte, dacă de 10 ori cel puțin se zice acolo Constanța, eu sunt mulțumită. Să știți că, deși nu numai acest element de patrimoniu inestimabil, am mai primit și ceea ce vorbeam mai devreme despre agricultură. Vinurile fermierilor din Constanța au fost atât în Cantabria, unei zone acolo au fost cu consul nostru la Dumnezeu. Dați-mi să-i arătăm, sunt interesat de vinul. Păi să vină, domnule, să vină turistul, să vină la cramele noastre. O fi, domnește, să fie bine, cred că mai puțin de un minut. Știu că o să fiți foarte supărat, dar nu pot să nu-l întreb pe politicianul Mihai Clupu. Unu, veți candida la vreo funcție, la alegerile care vor, nu știu cum vor avea loc, da? Domnule, concret, candidați la președinția organizației? Nu. Deci trebuie să înțeleg că mergem pe un singur candidat, nu de bine. Dar în sfârșit, problema noastră, problema, partidul noastră... Eu am spus-o foarte clar, că nu am venit într-o funcție politică. Proiectul meu este administrativ. Vă cred, dar... Da, nu? Sunteți membru PNL? La nivel de județ. Sunteți membru PNL? Nu exclud o candidatură la nivel central, la toamna congres. A, asta da informații. Despre aia noi. De reținut. Da. Știu că nu o să-mi spuneți acum cu ce grupare veți vota la congres, că da, aștept să vă spun. Eu. Câțu sau Orban? Problema este în felul următor. Vă rog. În primul rând vrem să vedem care este aplicarea actului de guvernare, spre județul Constanța. Păi atunci spunem Câțu, că el face actul de guvernare. Nu, mai sunt și niște legi care trebuie să putem. A, spune și Orban că este președinte de cameră. Conceptul de guvernare pentru... și legislativ către această zonă, pentru că avem nevoie și de câteva reglementări legale, da, care țin neapărat de legislativ. Da, acum încercăm să ne aducăm, sunt niște lucruri care chiar camera, camera e factor de... Așa este. Și al doilea lucru, care este rolul organizației Constanța în structura de conducere a țării? Domnul președinte, v-ați spus singurel o întrebare la care eu... Sincer, când vom avea aceste răspunsuri, vom spune și împreună cu colegii mei din partid, vom spune acolo mergem. Dincolo de acolo mergem, dincolo de liberalul Mihai Lupu, da? Omul Mihai Lupu. Dom'le, nu se poate să n-aveți, nu știu, o chestie așa de apetență, de vă place mai mult ăla, mai puțin. Omul Mihai Lupu, pe care normal. O să pun aceeași întrebare în obiect de forme. Bun, fiți pragmatic. M-am spus, același lucru vi-l voi da și vi-l voi răspunde. Deci nu vreți să-mi spuneți că o fi Câțu, că o fi Orban. Astăzi noi vrem să spunem ce puteți face dumneavoastră pentru Constanța, pentru județul Constanța. Sunteți de acord să veniți să ne susțineți? Ok. Nu? Ne rezervăm dreptul să alegem. Hai, o să vă întreb ultima dată, chiar să termine emisiunea, sub altă formă. Cine a ajutat mai mult județul Constanța? Ludovic Orban, premier atunci, Florin Câțu, premier acum. Niciun nu a ajutat suficient. Aole! Nu a ajutat suficient. Am spus că țină cont de necesitățile acestui județ. Am dat spitale, am dat drumul, am dat infrastructura. Lucrurile nu s-au reflectat în bugetul. Am înțeles. Adică trebuie să fie onest. O să decideți dumneavoastră până la urmă cine votați și cred că ar trebui să Ludovic Orban și Florin Câțu să se mai uite așa cu atenție și să zică, bă, stai că nu-i chiar așa. Mă duc și le cer votul, dar... Da, așa este. Asta a fost condițiile noastre.
domnul președinte, mulțumesc că ați fost alături de noi. Baftă mult în continuare tot ceea ce spuneți să se adevărească. Credeți-mă, eu sunt, fac parte din categoria ziaristilor care mă țin cu dinții de o chestie, da? O să vă urmăresc, o să văd și sper ca pentru fiecare constanțean să se întâmple ceea ce a spus dumneavoastră. Iar vouă, dragii mei, vă urez seară liniștită, rămâneți în continuare cu Litoral TV, urmează radiografia zilei. Seară bună să aveți!